Cu doi sportivi născuți în anul 1998, echipajul României de bob 4 persoane, format din Mihai Tente, Alexandru Bugheanu, Raul Dobre și Ciprian Dorocții, a învins Letonia cucerind cununa cu lauri la campionatele europene de bob Under 23 de la Eagles din Austria. Cei patru performeri, împreună cu antrenorul Iulian Păcioianu, sunt legitimați la clubul sportiv Mușcel, iar medaliile de aur cucerite la europenul din Austria este rezultatul muncii asidue pe pista de starturi de la Câmpul Lung. Întrecerile de bob au adus în trecut singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă printr-un echipaj de două persoane. Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au câștigat medalia de bronz la bob două persoane la Grenoble în anul 1968.